Venus va deveni extrem de generoasă în a doua parte a anului 2022. În cea de-a doua jumătate a acestui an, Venus va tranzita pe rând zodia Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion și le va aduce multe schimbări pe plan amoros. Iată care sunt zodiile ce vor avea noroc în dragoste în a doua jumătate a lui 2022. Conform wowpis.ro, nativii din zodia Capricorn vor avea parte de mai multe surprize în a doua jumătate a anului 2022. Capricornii se vor îndrăgosti la prima vedere, fără să-și dea seama, și au mari șanse ca îndrăgosteala să se transforme într-o relație serioasă. De asemenea, concediile și vacanțele din lunile august și septembrie sunt perioade ideale pentru capricornii care își caută jumătatea. Astrele îți vor scoate în cale sufletul perechi anul acesta, așa că fii cu ochii în patru. Pentru nativii din zodia Săgetător, următoarea jumătate a anului va aduce stabilitate și siguranță pe planul iubirii. Cei singuri vor începe să se gândească mai mult la căsătorie, iar săgetătorii căsătoriți vor avea parte de o perioadă norocoasă în cuplu. Săgetătorii sunt sfătuiți ca în următoarea perioadă să plece într-o escapadă alături de soț sau soție, departe de grijile de la serviciu. A doua jumătate a anului 2022 este prielnică pe planul iubirii și pentru fecioare. Începând cu data de 5 septembrie, Venus va tranzita în zodia Fecioară și va aduce acestor nativ șansa la o nouă iubire. Astrele le vor scoate în cale fecioarelor ocazii nebănuite și mult noroc pe plan amoros, în special în septembrie și octombrie. Acești nativi vor deveni mai deschiși cu persoanele din jurul lor. Nu este exclus ca fecioarele să-și găsească sufletul pereche printre prieteni sau colegi de muncă, conform wowbiz.ro.